Sunt Vlad pe Toto.ro, vă prezint mânerele de inox. Cu toții știți, mânerele sunt de mai multe tipuri, de aluminiu, de inox, mânere de unică folosință, depinde de fiecare în parte ce tipuri de mânere folosiți. La unii dintre voi le place să folosească niște mânere de inox, inoxul fiind mult, mult mai greu, centrează mai bine mașina pe partea din față, adică pe partea de jos, aducând un echilibru, să spunem așa, la mașină și acu, stând foarte, foarte drept. Depinde de fiecare în parte cum sunteți obișnuiți, unii preferați aluminiu, unii preferați inoxul, unii preferați numai mânerele de unică folosință, deci depinde de fiecare în parte cum v-ați obișnuit de la începutul timpurilor, să spunem așa. În cazul de față avem mai multe tipuri de mâneri. Care le avem și o să le găsiți și pe site. Avem mai multe tipuri, după cum o să le vedeți și cele de pe site. Este tipul acesta, este încuvoiat în așa fel încât să-l țineți aici cât mai bine. Pentru unii dintre voi care vă place să stați un pic mai, să zicem așa, mai departe, da? un pic mai departe de vârf, sau dacă vă place să stați mai aproape de vârf, avem tipul acesta. Da? Este de 25 de mm. Acesta ar fi de 25 mm. Acesta ar avea 25 de mm aici sus, după aia aici ar avea undeva la 18 mm, deci depinde de fiecare în parte cum sunteți obișnuiți. Acesta este un twist de 22 de mm, adică pur și simplu varianta twist, știți, dați într-o parte, puneți mânerul, este mult, mult mai simplu, nu mai trebuie să aveți imbusul pe o parte, să zicem așa, pe o parte aveți imbusul, pe partea aceasta, pe o parte nu aveți. Puteți să punem tija în partea asta, să strângem cu imbusul în așa fel încât să stea tija, să zicem așa, nu mai mișcați deloc și aici vă puneți vârful și vă desface și îl scoateți foarte simplu când schimbați vârfurile de plastic sau de inox. După aia mai avem tipul acesta. Este o formă așa conică. Aici avem undeva la 25 și aici avem 22. Deci depinde de fiecare în parte cum sunteți voi obișnuiți. Acesta este iar unul de 25. Bineînțeles, asta trebuie să vină aici, dar na, așa ca să pricepeți. Puteți să vă puneți mâna aici sau să țineți normal. Acesta ar fi iar de 25 cu diferite striații. Aici avem mai, să zicem așa, mai fin. Da? Și aici avem striațiile astea care putem ține calme să nu alunece. Bineînțeles, o să-i puneți prora pe el. Da. Acesta ar fi iar încă unul. Ori puteți să țineți aici, ori puteți să țineți aici. Depinde de fiecare în parte cum vreți să-l folosiți. Aici ar fi unul de 25. 25 și aici pleacă undeva la 20. 20, 18 pe capăt. După aia avem acesta, iar tot așa, ori îl putem folosi așa, ori îl putem folosi așa și să punem tija sus. Depinde de fiecare în parte, după cum am spus, cum sunteți voi obișnuiți. Acesta este un auriu, dar este și twist, dar este tot de inox. Tija la fel o putem pune sus, ca să o strângem direct, ca să rămână sus, să nu mai mișcăm și aici pur și simplu desfacem și facem și desfacem de fiecare dată cum vrem să schimbăm vârful, să zicem că avem un vârf, pac, am schimbat acu, vrem iar să desfacem, am schimbat cu alt vârf, iar am schimbat și gata, este foarte, foarte simplu, nu mai trebuie să stăm cu imbusul de fiecare dată, asta este un avantaj la cele twist. Mânerele de inox tot timpul este bine și tot timpul nu neapărat este recomandat, dar trebuie neapărat, să spunem așa, să le stilizăm, ori le punem la un autoclav, ori le punem la un stilizant cu UV, ori bineînțeles și la stilizantul cu UV este bine tot timpul înainte să le dăm, dezinfectăm cu un stilizant la rece, le spălăm bine într-un stilizant la rece sau le punem într-un stilizant cu ultrasunete, deci tot timpul neapărat trebuie să facem asta. Și după care când începem tatuaj, dăm cu provara, punem o folie peste în așa fel încât să fie cât mai igienic, să îndepărtăm contaminarea încrucișată pe cât se poate posibil. Acestea ar fi mânerele de inox. Ele sunt mai grele, dar depinde de fiecare în parte cum sunteți obișnuiți. Pentru unii este neapărat și nu puteți sta fără mâneri de inox, pentru alții v-ați obișnui cu altele mai ușoare. Depinde de fiecare în parte. Acestea ar fi mânerele de inox. Sunt Vlad de pe Toto.ro și mare plăcere, ne vedem la următorul video. Pace!